Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un nou video de acela unde vă arăt o noile oferte de la g 2 ofertele săptămânale care se schimbă în fiecare săptămână și durează 3 zile, după cum bine vedeți, și pe numărătoarea din față. Oameni buni, dacă vreți să intrați pe pagina asta, linkul în descriere, codul acolo, chestii de genul ăsta. Fac genul ăsta de video pentru că unii dintre voi mai încereți așa niște sugestii de jocuri și asta e cel mai ușor mod de a câștiga și eu ceva și voi câștigați ceva în același timp. Bun, hai să dăm drumul. Resident Evil 7 urmează să se lanseze cât de curând și pare a fi un joc promițător din ceea ce ce arată pe YouTube și ce am jucat puțin, pare a fi un joc super, super fain, în special dacă sunteți fani horror, dacă sunteți fani Resident Evil și dacă sunteți fani la ceva diferit, în special fani Resident Evil fiind obișnuiți cu un joc third person ei și bine Resident Evil 7 este first person și aduce foarte, foarte mult a ce trebuia să mai fie și Silent Hill PT care era pe PS4 dar a fost anulat din păcate, dar e bine Resident Evil 7 cumva a niște chestii mișto de acolo și le-a adus în jocul ăsta. Sincer, abia aștept și este posibil să fac serie și cu jocul ăsta. Nu promit nimic, dar e posibil. Apoi avem Shadow of Mordor, un joc pe care l-am adorat și l-am jucat de două ori într-o durată de două zile. Țin minte că l-am jucat de două ori, o dată pe YouTube și o dată pe stream. Deci a fost super spetare. Știu că l-am jucat prima oară pe un stream de 24 de ore și apoi l-am jucat și pe YouTube pentru că eu nu știu problemă cu Warner Bros. Content ID uri Dishonored 2, e un joc super pe care urmează să-și joc și pe ăsta a doua oară, deci uh, dată ce sunt jocuri pe care vreau să le joc de două ori înseamnă că sunt foarte bune și clar aș plăti prețul pe care îl aveți aici, iar ăsta pentru 5 euro, pentru 4 euro este un chilipir. Deci, Days de 2 merită Battlefield 1. Mamă, încă aștept să se ieftinească puțin Battlefield 1 încât să mi leau și eu să mă joc. Pentru că în ultimul timp am început să am așa niște dorințe de a juca Battlefield. Eu care personal nu prea mă arunc cu, pe, pe Battlefield. E bine, mi-a atras atenția în ultimul timp și am zis, bă, hai să, hai să vă poată să fac rost de el. Dar la prețul asta este încă destul de decent. Doom plus demo în multiplayer pack, demo multiplayer înseamnă niște skinuri. Pentru 17 euro Doom este un joc fenomenal, coloană sonoră superbă și un first person shooter super, super tare. Multiplayer nu e chiar așa grozav, dar merge, merge dacă vă plictisiți sau alte alea. Dacă vreți un MMO în loc de World of Warcraft fără plată lunară, aveți Elder Scrolls Online, dar această variantă este mai scumpă, este undeva la dublu prețului unui Elder Scrolls Online, deoarece este Gold Edition, deci are niște chestii în plus pe acolo. Nu știu sigur exact ce chestii plus puteți da pe el și vedeți mai multe detalii, să vedeți dacă vă interesează ediția asta, dacă nu puteți merge oricând să vă cumpărați cealaltă ediție mai ieftină, care e undeva la 10-15 euro. Skyrim Legendary Edition, adică cu toate DLC-urile, vi-l recomand pentru că este un joc single player superb și aveți 11 pe miliarde de mii de moduri pe care le puteți instala în jocul ăsta încât să vă faceți uh, aventura cât mai interesantă. Are și nud mod. Țineți minte de asta. Mortal Kombat X Premium Edition pentru Steam, din nou nu știu dacă conține și Mortal, dacă conține și Combat Pack 2, adică cu ultimii patru ca, uh, luptători adăugați ultima oară, dar dacă îi conține atunci e super. dacă nu îi conține trebuie să vă mai adăugați încă 5 euro ca să vă luați toți, toți jucătorii, dar totuși per total este un joc mișto și acum merge ceva mai bine, nu știu de multiplayer încă, nu prea mă arunc eu la fighter la multiplayer pentru că știu că mi-au bătaie. Farming Simulator 17 nu știu ce să zic aici. Continuăm. Totuși, un preț destul de mare pentru asta. Call of Duty Infinite Warfare de, de Digital Legacy Edition. Bă, 36 de euro pentru două jocuri. Din nou, repet, este o afacere destul de bună și două jocuri care au și multiplayer. Deci, iarăși o afacere din nou foarte bună. Call of Duty Black Ops 3 plus Nuketown. Uh, mai adică, bă, zice, mai pune ceva bani și vă lați asta decât să luați Black, Black Ops 3. Adică e mai mișto asta. <laughs> Squad un joc de care m-am spus un tactical shooter destul de bunicel, dar prețul este destul de mare acum. Na, dar cât, depinde cât de fain sunteți să comunicați în timp ce vă jucați un shooter cu echipa, gen, bă, tu flanchează pe acolo, bă, tu veni pe acolo, pentru că altfel nu aveți cum să jucați bine. E un simulator de ăsta, tactical simulator. Uh, Microsoft Flight Simulator X Team Edition. Doamne, cât amintire am cu jocul ăsta în sensul că îl jucam, pentru că îmi plăcea mie, că era un măscarul, îmi plăcea mie să joc simulatoare de astea de avioane și era atât de fani de obicei cum zburam sus, sus, sus de tot și apoi să nu? Și picau un pica pământ, era super, super fan în chestia asta. Batman Arkham Origins nu este cea mai mișto Batman din seria Arkham, dar totuși pentru 3,66 vă zic că vă promit o, wow. O acțiune destul de bună și uh, o distracție destul de mare uh, față de orice alt joc pe care l-ați cumpărat 366. Dacă vreți ceva mai mișto, mai puneți ceva bani și vă luați Batman Arkham Knight Premium Edition, care este favoritul meu din, uh, din toată seria. Chiar dacă o parte mare din joc înseamnă să te joci cu Batmobilul, dar acțiunea, povestea și felul cum arată jocul este fenomenal. Deci dacă vreți un joc bun la un preț bun, ăsta, Shadow of Mordor și mai rog câteva mai pe sus, foarte, foarte bune alegeri random key-uri, nu știu acum cât de bune sunt și random key-urile astea StarCraft, dacă veți un RTS bun, StarCraft Legacy vă de voi de o alegere superbă dar recomand să vă luați și pe celelalte încât să înțelegeți uh, povestea Minoltești Catalyst, nu am jucat, nu cunosc, dar am auzit că e nasol din păcate Football Manager, nu mă bag aici voi decideți, voi cunoașteți Binding Drive este un fel de simulator de cum, cum e la cu damage, știi, când testați o mașină, vreau să văd cât de rezistentă e, știi, și bai cu mașina aia în fizică. E bine, aici testez fizica uh, mașinilor, cum se izbesc ele, vezi, așa, slow motion, cum se izbesc și toate. La... Asta mi-a plăcut la el pentru că e un fel de simulator ish stuff, ce îmi place mie să experimentez. Dar dacă vreți un simulator adevărat de curse și de mașini și aveți volan și chestii, bă băieți, atunci vă recomand Project Cards. Mi se pare că jocul ăsta are și opțiunea pentru VR, deci dacă aveți VR și veți să jucați ceva cu volan și super tare, Vă recomand Project Cards pentru că este super, super tare. Am jucat jocul, l-am, nu am jucat cei drept, nu am jucat foarte mult pentru că totuși nu este un arcade racing game care în arcade racing game-uri e mai așa, mai mai pentru toată lumea asta este un simulator și e destul de greu de jucat. Dying Light base game, adică Dying light ul normal, 14, 15 euro, bă, 15 euro, dar din nou este un joc care are și online și este și super, super mișto. Chiar vă recomand, are un story drăguț, craft uh, crafting mișto, combat mișto, aspect, tot, mi se pare destul de fine. Uh, Total war din nou, Total war dacă vă interesează artiesuri bune cu armate și chestii genul ăsta, Lego Games, bă... Ultima a fost bunicel de Force Awakens, dar parcă, parcă ori, am, ori am bătrânit eu, ori pentru mine jocurile Lego nu mai sunt așa funny. Cred că sunt doar bune de urmărit pentru mine. Uh, Divinity Original Sin, nu știu exact ce să zic despre jocurile astea, sunt decente, dar nu l-am jucat mai deloc. Și Valerie, Giza și Valerie a ajuns la 2,60 euro. Țin minte că a fost prima oară, era o nebunie mare cu jocul ăsta, dar acum, acum așa, acum cred că jocul este destul de mișto și cred că merită încercat. Stardew Valley, băi, ce ați voi băi nene? Jocul ăsta i-a apărut de mult timp și mulți de voi mă bateți la cap. Știu că uh, uh, cei de la Creative Monkey se joacă Stardew Valley și acum va apuca pe toți cei drept. Uh, am urmărit jocul de când s-a lansat, am vrut și eu să mi cumpăr de ceva timp, dar nu am avut niciodată oportunitatea să îl iau, nu am avut niciodată chef sau nu aveam bani necesar să-mi iau atunci. Dar totuși este un joc mișto dacă vă, vă place, nu știu, designul Terraria, dar undeva mai... Uh, dar un design, dacă vă place un design retro și veți să faceți un fel de fermă, chestia asta e superbă. E foarte fain jocul, credeți-mă. Command and Conquer, băi, dacă aveți nostalgie și vreți să jucați Command and Conquer, asta că e o idee bună, nu știu acum. RTS-urile nu prea le-am mai frecventat în ultimul timp. World Warcraft 3 Gold Edition, da. 8 euro și primești Warcraft 3 Reign of Chaos și Frozen Throne, da. Da, merită. Star Wars Knights of the Old Republic 2, Steam, 2, 3 euro, o alegere bună. Uh, Deponia, nu cunosc deloc jocul ăsta, pare a fi un side-scroller 2D ceva și Octodad, un joc destul de, de funny pe care l-am jucat foarte, foarte mult, cu foarte, foarte, mult timp în urmă, am și video pe canal cu el, deci vi-l recomand și pe acela. Și jos mai aveți aici lucruri de ce vă mai puteți cumpăra, gen direct de la developer, skinuri de CS, Dota și toate alea sau chiar tricouri și alte alea pentru voi. Dar da, mai bun că asta ar fi tot pentru reducerea de săptămâna asta. Dacă v-au plăcut și credeți că vă cumpărați ceva, nu știu, lăsați în comentarii ce, vă, ce vă luați de aici sau ce v-ați luat deja de la această ofertă. Iar aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!